Salut, sunt Tsunami. Încercăm astăzi un episod din Tribal Pursuit Live. Da. E un joc arcade, am văzut pe Xbox Live și vreau să încerc varianta trial acestui joc. Cred că e mai mult ca un joc de genul știi și câștigi sau rahatul de genul ăla. Oricum, încercăm și noi o probă două. Ia, 5 round. Hai să încercăm. Se poate juca și în... Ia, ai ideea că trebuie să știi engleza? Bă, da, știu. Nu. Ba da. No, poți să mă ajuți pe mine. Join. Nu, no, n-am cum. Fuck this, man. Dar de ce? Lasă-mă și pe mine. Uite, eu sunt. Avem și avataria, să vedem dacă... Da, avem eu de... sunt așa, e gadget. Asta e gadget. Îl luăm pe băiețașul ăsta și așa nu contează și dăm un back in game. Da, măcar sau cred că e un fel de roata norocului după loading-ul ăla. Da, măcar îl știi. Habar n-am să știu. Se pare că e genul de joc la care mă interesez. Nu știu, de exact. Wow, apare Tribal sau Trivial Pursuit. Păi da, dar așa se face. Așa face orice YouTuber, frate, se interesează de joc. Chiar și dacă e o tâmpenie. Păi e o tâmpenie. Păi chiar și dacă e. Te ajut eu, da? După aia vă ajutăm o rând la video, dacă... Da, dacă mă ajuți, hai să vedem dacă știe. Îl avem pe Ștefe aici, își va da și el cu părerea. Dacă s-a jucat, dar nu? Da, cred că vom juca atât puțin din... Player 1, Tsunami. Player 2. Parcă stăle din brânză. Da. Hai, mă, n-au options? Nu. Arată cam ciudat, nu? Grafic. Se văd pixele, zici că e de... Zici că e PlayStation 2. Hai că nu mă interesează, dacă știi. Da... Da, uite ce prost. Da, deci nu poți să-i... O, și în viitor, opa, avem un minimum. Adică... Nu poți să-mi dau seama cum poate să arate un joc așa de prost. A bine, adică e arcade. Ha, mă, da, pune-mi întrebări. Tsunami-a dat... A, poți să alegi pe categorii, eu am dat quiz, quiz. Dar nu știu. Așa, crazy in love. Taci, mă, dacă trebuie să-mi te bagi. Jay-Z. Bă! Toți ați mă știu. Ho, ce emoții am avut la această... Ce emoții, da. Era smucat cu mine. Sunteți la egal. Wow. Deci să-mi bag picior, am răspuns la o întrebare. A durat 2 minute. Culture events both past and present. Let's make history. De unde se știu eu că... Wow, Y am pus. E nașpa că nu pot strișez. Oh, shit. Pe Y-a căzut. Da, mă, că sunt eu deștept. Bravo, Tsunami. Iarăși, trec încă 2 minute cu întrebă. Am ceva mai alert, mai dinamic. Landmarks and customs, cultures and places, da, it's geography. Nu știu, am 600 de puncte. Da, uite acolo. Stai-mă puțin, mă. Mexico. China? China are un singur time zone? Te-au luat băieții. Aia are 1200, vagabonda aia. Câștigat. How about that? Technology, biology, chemistry, space. Hai, mai it's all here in science and nature. Which of this? Venus are Marte. Jupiter. Neptun. Nu, Marte, că nu mai ieși. What? The fuck? Pușca, se vede că nu prea ne pus. Ah, not have any moon. Da, mă. Last question. Ultima întrebare din prima rundă. Trebuie să alegi o categorie. Ana. Sport. Da, fun sport, da. Games. Let's tackle sports and leisure. Poate întreabă ceva de Dinamo, stau, ia. Beckham, am mai singur. 64, hai ca să-i și simplu. Dar ce... Câte pătrățele ai pe tabla de șah?
Vorbesc, eu nu știam. Ai tu, care e, care a răspuns? Ăsta, Gagica. Nu, Gagica, ea nu joacă așa. Eu joacă cu curul. Now that's impressive. Asta a fost bun. Ai. E mai bun în aia, ca ăla ca tine. Bucătarul. Și are și lag jocul. Da. Deci... e ceva senzațional, deci trebuie neapărat cumpărat. Oooo, ăla-i mai sus. A, sunt pe locul 2. La egal cu ăla. La egal? La egalitate cu ăla. Nu prea îți place gramatica. Ba da, fără poezii, viața e pustie. Runda a doua, hai să vedem. Close call. Close call. Here's how it works. Dar n-ai de-astea sună un prieten. Da, ala. Take turns picking the best possible answer. Try to pick the best of the remaining answers. Ha, mă, lasă-mă că mă prind eu pe parcurs. Da, măi, gata, mi-ai zis oare, doamne, cel mai enervant tutorial care l-am văzut într-un joc. Trebuie cumpărat jocul ăsta, eu nu-ți. Da, măi. Dăm $50. Te-ai alege gadget pe o categorie. Am luat cu științe, cu științele naturii. În naturii place. Hai să moră, ce întrebare mi-a băgat. Pregnancy, ce? Ah, Asian. Nu, Asianu, elefantul durează cel mai... What the fuck? Asianu durează cel mai mult. Hai, pune-i mai Asianu, hai. Elefant Asianu. Dar tot apăsă-i. Dar nu vreau să-mi iei. Trebuie alta, cred. Tu... trebuie să mergi rapid. Chiki-chiki. E câștigat. N-am câștigat, mă, încă o răspuns. Și câte puncte ai tu? It's not over yet. Ce față are asta? Sunt pe locul 3 acum. See animals in camera. Faster speed. Cum se cheam, pantera e cea mai rapidă. Vezi dacă e... dar nu este pantera, mă, tu de asta zic că nu plăci. Flying fish, blue whale, sailfish, swordfish, hai. Da, swordfish e cel mai car, o formă aerodinamică. Asta mă gândesc eu, dar cred că mai degrabă blue whale-ul. Nu. Ca să vezi, dacă nu sunt pe ultimul loc, iau, de... pai! Al doilea. Cel mai prost din curtea așa. A, nu, pe locul 2, mă! Da, exact. Sailfish era... care-i sailfish? Nu știu, mă. Foarte interesant jocul ăsta, să mor, ha, și da. Ai așa o adrenalină în tine. Which formă? Ah, pun invisible lights. Ăștia-s proșu? Ăsta să se gândește. Let's see. Ia să vedem. Ce mai am pe locul 3? Da, pe locul 3. Dar au răspuns fraierea a doi înainte. Dar eu nu știu de ce ești tu cu roz. Tu ți-ai ales culoarea. Da, măi, e mai masculin. Nu vezi ce personaj am zis că e fotograf la nuntă. La nuntă a buscheta. Which of the following stars close to our solar system? Altair, ai. Altair. Altair pune mă, doar. De acolo e și, cum se cheamă la... numele lui... lui Sam Fisher, nu? Ce cu tine? Da, nu... mă, că Sam Fisher, de fapt, e... Here's the breakdown. Da, Altair... da, în da, prezent. Nu știu. Locutori. Cei trei mușchetari. Unul cheamă Altair, parcă unul D'Artagnan și unul Michelangelo, what the fuck. Și ălalt nu mai știu, că nu-mi plătea. Hai să dăm pe... dar nu te era, iar tipa bă... dar nu știu ce cu ea, mă, om. O statuie aia cap. De tot parte, ia să vedem. Earliest, e Superman. Earliest. Aia, ce prost e. Dar tu de ce nu pui azi? Eu sunt ultimul, probabil. Shazam? Shazam e un super erou? Da, mă, Shazam. Yes! Yeah! Și am trecut pe locul 2. Dar nu, stai că ăștia nici măcar nu. Pe locul... ah, da, pe locul primul.
că le-au pun primul. E gramatica asta e clar tare, adică... Da, dar eu vreau să vorbesc foarte... Pe primul loc, măi, e bun și așa, uite ce bucurie se atâta. Aglan. Jocul ăsta ar fi fost interesant dacă avea ceva, o componentă pentru Kinect. Nu știu dacă are. Adică, ce ar dai cu mână, nu știu, se pare așa mai interactiv. Stai spate în cameră, în șiringhea. Da. Talent. Deci le dau din picioare. Cel puțin la bucă, da? Ce face Julien? Dar ești la, pe același locul ăla, da. A, gata, s-a terminat. Hai să cumpărăm, Ionuț. Deci, merită. Da, uite, deja mă trimite. Ia să mă întreabă, ia să vedem câți bani costă. Hai că merită, orice bani. Doar 10 euro. Uite, îmi vede și cardul. Cancel. Ca să nu ți-l fure cineva. Nu, măi, dar oricum nu se vede numărul cardul. Da, se vede, se văd ultimii parcuri. Da, acum cred că nu mai răspunde jocul, s-a supărat. Băi, de ce nu mai cumpărat? Dacă încheiem aici acest filmuleț dintr-un joc prost... Ba, nu-i foarte fain, îl cumpărăm azi. E genul de joc ieftin, menin să scoate niște bani așa, fără prea multă muncă din partea producătorilor. Făcut cu 10 dolari. Da. Asta e părerea mea. Și a mea. Da. Deci, părerea noastră că nu merită cumpărat acest joc. De căcat. Pa, pa! Pa, pa!